Rezultatele simulărilor organizate la nivel județean și național la evaluarea națională și bacalaureat determină Inspectoratul Școlar Județean Buzău să ia măsuri în situația în care majoritatea notelor obținute au fost sub baremele de trecere. Acum o să vă prezint, după cum ați văzut probabil și în materialele transmise, ce s-a întâmplat la simularea la nivel județean la clasa 8-a. Am avut la limba română un procent de 62,6% promovabilitate. Observăm că cele mai multe note sunt între 6 și 6,99, adică 608 candidați. La matematică, un procent mai scăzut de 42,28%. Ponderea mai mare a notelor este între 4 și 49, 603 elevi. La per total, la medie, observăm că cele mai multe note oscilează între 4 și 6, adică da, la simularea noastră făcută de colegii, deci subiecte propuse de colegii din județ. La simularea de la nivel național, la limba română, procentul a crescut, este de 74,37%. Bineînțeles că între cele două simulări, măsurile luate de inspectorat au fost de a remedia aceste rezultate și s-a discutat punctual. La matematică, procentul a scăzut, este de 37,41%, având o medie pe județ de 58,10%. Adică la una a remediat și am discutat și la matematică? La matematică, da, rezultatele sunt mai slabe. La simulările organizate la bacalaureat, situația nu a fost mai îmbucurătoare. La examenul de bacalaureat, proba A, la limba și literatura română, la simularea județeană am avut un procent de 66,75%. Observați, de asemenea, aici a crescut. Între 5 și 5,99 este ponderea cu cele mai multe note. Exact, da. Și la simularea națională, la proba A, la limba și literatura română, procentul a scăzut la 62,91. Este adevărat că subiectul extras de noi la simularea județeană a fost, o să vă și, nu știu dacă interesează, dar o să vă și spun, a fost basmul selectat în prima simulare. La simularea la nivel național a fost poezie, genul liric. Au fost 62,91% procent. De asemenea, observați că cele mai multe note sunt tot aici, între 5 și 5,99. Deci se păstrează oarecum. Scăderea cu 3,46%, v-am spus, este destul de nefericită, să zic așa, pentru noi, însă rata pe județ a fost de 60,13%, pardon, mai mare decât cea de la de pe țară. La proba obligatorie a profilului, aici sunt matematicile pe tipuri de profile și specializări și istorie. Deci eu înțeleg așa, că la bacalaureat 20% dintre copii sunt la limbi. Da. Înțeleg corect? Da. Și că dacă cel puțin ei ar fi target măsurilor remediare, ar putea fi aduși deasupra limbii. Cu siguranță. Și mai este timp, zic eu, dacă depunem eforturi toți. La matematică s-a observat, la matematică și istorie, proba C, s-a observat o creștere față de simularea pe care județul Buzău a realizat-o, vedeți, de la 54,86% la 66,76%, probabil că rezultatele acestea slabe i-a determinat pe elev să învețe mai mult. Da, cei mai mulți rămân. Cei mai mulți sunt tot acolo la limita promovabilității. Exact. Se observă același procent. Da. Ca urmare a rezultatelor înregistrate, Inspectoratul Școlar a pus la punct un plan de măsuri cu teste pentru elevi și inspecții. Diversificarea activităților de consiliere și orientare profesională a elevilor și părinților privind motivația învățării în vederea obținerii unor rezultate școlare mai bune. O altă activitate, informarea permanentă a părinților cu privire la numărul de absențe al fiecărui elev. Stabilirea și respectarea unui program de pregătire suplimentară cu toți elevii claselor a 8-a și a 12-a și monitorizarea orelor de pregătire suplimentară. De data aceasta, în inspecția pe care ne-am propus-o,
la nivel de inspectorat, o să verificăm și aceste activități remediale și inspectorii vor merge la astfel de ore de pregătire să vedem care este modalitatea prin care se fac. Și din informările pe care noi le avem de la director, este că acolo vin tot copiii la aceste ore remediale, care sunt gratuite, vin tot copiii care au deci sunt promovați la aceste tipuri de examen. Alocarea de sarcini diferențiate de învățare, individualizarea actului învățării, identificarea și exploatarea potențialului fiecare elev. Aici încercăm, vă spuneam, ca și rezultate, creșterea mediilor peste 5 la evaluare și a celor peste 6 la bacalaureat, încercând să facem activități, să propunem activități de lucru în echipă cu profesorii la clase paralele. Să încercăm să facem grupe de profesori care să ajute elevii. Plasarea pe site-urile școlilor a unei secțiuni unde elevii să pot să acceseze teste și bareme în conformitate cu modelele propuse de Minister și de Centrul Național de Formare Profesională, Examinare și Evaluare. Acest lucru a venit de la profesorii de discipline de examen și de la consiliile consultative pe discipline ale Inspectoratului Școlar. Este o măsură pe care însă vă mărturisesc că Ministerul Educației nu a îmbrățișat-o, pentru că s-a constatat că dacă s-au dat teste de exersare, elevii s-au canalizat pe acel tip de teste și nu s-au mai putut controla în a asimila conștient anumite competențe cognitive. Pe parcursul simulărilor nu au fost înregistrate medii de 10, iar în cazul mai multor instituții de învățământ, procentul de promovabilitate a fost 0.